O să dăm încă o dată așa cu șmecherie de asta învârtită și altceva, adică pe bune, cât să mai ducă și rotirea asta, se ducă stânga, se ducă dreapta. Era și cazul, poate pică și M4 dacă tot. Bun, gata, am terminat, s-au spus destule astăzi. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi, după lupte seculare care au durat cel puțin 50 de ani, suntem din nou în pâine sau în ritm sau ce vreți voi să considerați, pentru că, ce să vedeți, avem și soldurile după atâta timp și știu că poate pare imposibil de crezut, dar asta e în mare parte un motiv pentru care nu prea mai a apărut nimic. Bine, adică asta și restul de videoclipuri care au fost puțin mai greu de editat pentru că timpul era un factor foarte important și, în fine, haideți să ne concentrăm pe prezent. Și ce să vedeți, pentru că în prezent sunt destule chestii, adică între timp se pare că a apărut și ăsta care se zice și din nume ce e. Acum, ce să zic, să vină criminalul fantomă, pentru că pe ăsta l-am văzut data trecută și a fost critical hit. Ce am făcut? Da, practic am luat fără să fac nimic, hai că e bine. Și aici se află evenimentul pentru criminalul fantomă și diferite de-astea pe care trebuie să le faci în, da, în fiecare zi aparent, ca să se ajungă la ultimul premiu, care aparent este un trogon. A, da, este foarte inutil pe statistici, foarte interesant și facepaint-ul ăsta care arată jalnic. Cu siguranță se putea mult mai mult de atât, dar na, ce să vedeți, adică unde se poate să se taie, o face cu totul. Oh, și aparent avem de ăsta, rumpe 8 ore, ok. În afară de asta, nu prea pare să fie mare lucru la evenimentul ăsta, adică se observă ce e de observat și, uite mă că e și aici. Deci este interfața specială care ține tot eventul, după care bără shifting safe zone. Acum, asta, interesant, dar e puțin ciudat pentru că este în squad beta royale, adică de ce nu este și la restul? În fine, acum ei știu ce fac, pentru că, așa cum spun de fiecare dată, nu sunt eu la butoane, deci nu pot să-mi dau cu părerea atât de mult cum vreau. Și aparent dacă apăs pe ele, mă duce la event. Hai că e șmecher. Da, în afară de asta, nu prea sunt... Opa, ia stai așa, că nu prea știam de asta. Deci avem aici un calendar pentru Free Fire World Series. Am înțeles, dacă apăs pe ele, mă duce pe live-uri și dacă apăs pe... Păi ce să zic, în cazul ăsta să pice tricourile alea de mai lipsesc, pentru că deja am unul dintre ele. Poate că e și ăla primul cu Phoenix, dacă nu este asta, e presupun. Însă, da, acum ce să zic, să vedem și cu astea cum o să fie și cu restul. Și cred că mare parte n-am arătat nimic decât eventuri, deci haideți să intrăm acolo, pentru că pentru asta ne distrăm noi. Și o să ne distrăm într-un mare stil, pentru că sunt destule, adică au apărut între timp, au avut destulă alocare, să le zicem, ca să se lanseze. Și avem aici foarte frumos o ruletă pentru Free Fire World Series, dar ceea ce ne interesează, pentru că de acolo avem totul, sunt... În primul rând, mocostorul ăsta, unde ce să vedeți că lipsesc o grămadă și aparent au băgat și PUBG-ul care abia a apărut, foarte, foarte prost, ce să zic, o mișcare foarte interesantă din partea lor. Și apoi o să ne distrăm puțin și pe aici, pentru că ce să vedeți, adică o nouă ruletă cu o tematică cu pisici sau feline, cum le zic ei. Acum sunt curios oare la cutii dacă trebuie ceva, evident că au stricat raritatea pentru cutia de Halloween, dar se pare că nu, aici nu este nevoie și... ba nu, că aici se pare că e tot. De asta e așa, știu că mai era ceva pe lista de astăzi, cred că... uite, astea erau. Deci după ce terminăm toată distracția, o să venim aici unde avem de luat avatarul, avem de luat bannerul și după aia, dacă se poate, o să... Na, o să încercăm să luăm și de aici, doar cu tipul ăsta care are, hai că poate. Adică, na, pumnii sunt luați și restul sunt luate, deci nu prea pare rost, așadar, eu zic să începem. Da, și pentru cei curioși de ce nu am introdus și pe toată discuția asta și evenimentul ăsta care se află... Unde este? Evenimentul ăsta cu carnaval, cu chestii, este pentru că nu o să ne ocupăm de el astăzi, pentru că
Am văzut cât de scump este și o să lăsăm pentru un alt episod, pentru că acolo o să fie, da, o să fie interesant. Cu asta scoasă din discuție, eu zic să începem și ce mod mai frumos de a începe decât să nu dați acolo și voi un like pentru a începe cu adevărat cum trebuie și, evident, și o abonare în cazul în care sunteți noi pe aici și vă place până acum ce s-a întâmplat. Adică vorbim vânt, pentru că abia acum începe acțiunea, însă v-aș ruga să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o și tot tacâmul. Și haideți să îi dăm bătaie. Deci începem întâi cu mocostorul, pentru că le luăm de la cel mai ieftin la cel mai scump. Așadar, de aici ce trebuie? Băi, sincer, aș putea să iau și costumul ăsta, pentru că merge la colecție, însă o să rămân pe animația asta cu... De fapt, ba nu, că animația asta poate o să mai revin, așa că luăm ăsta și, da, luăm și dragonul, de ce nu? Și dă-i să vedem ce poate să pice. Ca de obicei, este o ruletă mocostor cu vreo, nu știu câte sute de diamante pe care trebuie să le dăm și evident că începem cu ceva slab. Întrebarea este, oare de aici cu ce putem să continuăm, pentru că evident mai sunt încă 5 premii pe listă și noi așteptăm foarte... Am dat din greșeală skip. Nu este nicio problemă, pentru că putem să reparăm în orice situație și în orice moment aceste greșeli, pentru că sunt niște greșeli care se întâmplă odată și doar odată în viață, adică de două ori am vrut să zic, pentru că cineva nu prea înțelege. Avem una bucată dragon, una bucată costum și una bucată tichete, care va fi norocosul, oare oare, cine ar fi ghicit, da, interesant, hai să dăm aici să... Da, și evident că este costumul la urmă, pentru că când este foame, este foame până la capăt. Unul s-a dus, să continuăm distracția cu... Cred că cu ăsta, pentru că aici ne trebuie tokene și nu sunt universale și chiar ne trebuie, deci... Până acum ne trebuie 50, de aici vedem câte după 50 încolo o să pice, deci... Să înceapă distracția, zic, până acum 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 14, ok, ok. Și cu încă una se fac 15 și acum haideți să vedem din al doilea gloriosul și foarte unicatul, da, da, hai, hai, prostește te puțin, așa mă gândeam și eu, vezi că, da, ia uite ce pot să fac. Ce îmi place când văd linie de 1, băi, deci e lucrul meu preferat de pe tot jocul ăsta, nu cred că există ceva care să-mi placă mai mult de atât, așa cum îmi place să iau doar două tokene, alături de două tokene și alături de încă două tokene și alături de 5 tokene, vezi mă că... Hai că le-a venit și mintea la cap. Și avem fix, fix 50, hai că e bine, putem să luăm și avatarul și bannerul cu ocazia asta și... De aici o să dea puțin așa cu virgulă, pentru că habar n-am câte o să vreau să... Știi ceva? Dăm doar 10, doar de test, dacă e să pice bine, dacă nu e să nu pice nimic, se mai întâmplă și ne ducem direct la ceea ce ne interesează, pentru că nu trebuie să stăm unde nu suntem vruți, ca să fie așa spus direct. Și avem 14 tokene care ne rezervă, am înțeles, destul de slab, ce să zic, dar hai, mai dăm încă două spinuri, că mai dăm încă un spin ca să fie, da, gata, mai bine. 20 de tokene care ne conferă 5 cutii, să vedem ce poate să pice din ele și am înțeles, nu mai este nevoie, am plecat. Ei bine, și acum ultimul lucru pe ziua de astăzi, din păcate, din fericire, cum vreți să o luați, o să fie inelul felină care... E, se pare că o să ne distrăm, pentru că ce să vedeți, adică și două costume și skin pe Charge Buster și skin pe M4 și chiar și un Glual și... Ba nu atât. Da, să-i dăm drumul, adică nu mai este nimic de discutat, să vedem acum cum o să pice, că văd că aici sunt și de-astea tokene universale, ceea ce poate, poate, o să ne ajute și pe noi să vedem... mai ușor ansamblu, evident că nu, pentru că ansamblu nu este văzut de aici, ansamblu este văzut din aceste minunate erori pe care jocul le creează atunci când se întâmplă chestii bizare, ca să le zicem așa, pentru că na, adică ce a fost, a fost, ne trăim și noi aici
prezentul, pentru că ăsta contează cu adevărat și mergem înainte. Ok, avem un Gluon și 54 de token. Eu acum nu asta să văd câte trebuie pe lângă, deci ne trebuie 650 să înceapă să bată tobele ca să, na, poate cu ajutorul lor o să fie mai ușor să pice. Mamă, dar acum văd că poate să pice și 100 de tokene, băi. Nu știu, adică la un moment dat cred că am spus eu ceva să existe cândva să pice 100 de tokene. Acum, na, considerați cum vreți. Da, cine știe, poate că își doresc și acum să pice, dacă tot s-a băgat opțiunea în primul rând, dacă merge să și apăs, dacă nu v-ar pica serverele foarte bine. Foarte bine, foarte bine și... da, e bine, e bine și cu 10 tokene, e bine și cu costumul, Doamne ferește, să nu fie bine cu costumul, adică... Doamne ferește! Distracție maximă, pentru că deja suntem cu 200 de tokene mai puțin în considerare, ca să rămân altfel, și mai trebuie încă 450, așadar... Așadar, da, o să ne mai învârtim pe aici, stânga-dreapta și de acolo știu ei ce trebuie să se întâmple, adică nu este prima dată când comunicăm, nu este prima dată când îmi învârt ochii pe ruleta asta să văd ce pică și evident că nimic altceva decât fața. În total sunt 121, ok, până acum nu este ceva foarte wow, adică se putea și mai bine, ca să zic altceva, să nu pară că dau semnale prea urâte asupra lor, Doamne ferește, adică eu nu mă cunoașteți. Dar da, acum fiecare face ce vrea, să nu se înțeleagă greșit, dacă ruleta nu-și dorește să pice ceea ce eu vreau, nu o să pice, asta e, o să mă acomodez situație, o să fiu de acord și o să consider ca fiind o înfrângere foarte, foarte, foarte dureroasă după încă 10 spinuri, evident, pentru că nu putem să ne lăsăm așa bătuți din prima, trebuie să-mi învârt puțin mai mult ochii, pentru că mă uit doar în părțile în care luminează frumos, dar nu prea luminează pe ce trebuie. Știi, cred că le trebuie un mic ajutor ca să înțeleagă cu adevărat ce vrem sau ceea ce eu vreau și voi nu vreți, acum depinde cum vreți să vedeți situația. Așa cum prefer să văd situația din. Mai la stânga puțin, dacă se... Nu, contează, deja au dați în bară. Ah, ia uite mă, că a picat și 10 tokene, dar nu prea am văzut eu să pice, acum o fi picat, nu fi picat, când m-am uitat, nu știu. Totuși, haideți să ne distingem puțin atmosfera prin a ieși de aici și să mai luăm o gură de aer, să vedeți ce se mai află pe la eventuri și după aia să ne întoarcem pregătiți, evident, pentru că acum am văzut și ce se află în alte părți ale jocului, dacă putem să o luăm așa, și acum suntem pregătiți să vedem cum... Cum, da, cum suntem luați la mișto încă o dată. Dar nu este nimic, adică dacă cineva dorește chestia asta, să o dorească în continuare, pentru că la fel de mult și eu o să le doresc să dea greș în ceea ce privește, da, se pare că am dat eu greș când am vrut să dau de prea multe ori pe la eventuri pe aici. Totuși, poate pică și niște 100 de tokene sau ceva așa de stă într-un hexagon galben. Din păcate nu prea este cazul. Ok, am înțeles, nu mai este nicio problemă, pentru că în continuare suntem într-o relație foarte frumoasă de prietenie, adică na, voi preferați să-mi dați ce vreți, eu... Vreau ceva, dar voi nu vreți, e complicat. Parabens cu 243. Ok, deci oficial am trecut de jumătate din drumul nostru, dar trebuie să trecem și de alte capitole, pentru că nu ne oprim aici. Și...
Da, din păcate nici ei. Dar ghiciți ce? Pentru că nu părerea lor contează, ci părerea mea, pentru că este videoclipul meu, deci eu trebuie să fiu cel care are dreptate, deci o să dăm încă o dată așa cu șmecherie de asta învârtită și... altceva, adică, bă bune, cât să mai ducă și rotirea asta, se ducă stânga, se ducă dreapta, era și cazul, poate pică și în patra dacă tot... Bun, gata, am terminat, s-au spus destule astăzi. Băi, așa cadou chiar îmi convine, adică nu a fost M4-a care era 150, a fost chiar 100 de tokene care tot ne conferă ce trebuie. Ei bine, și uite așa, avem încă ceva luat și foarte frumos. Totuși, doar pentru că vreau eu să mă asigur că nu o să mai pice nimic altceva, pentru că sunt tokene universale și ar fi foarte păcat să pice din nou duplicat. Acum așa pe final costumul de pe fată, dacă o să vreau să îl iau acum, o să ne asigurăm întâi că nu o să pice. Ok, 10 tokene, un token, încă unul, încă unul, încă unul, încă două. Ok, acum suntem convinși. Deci ce altceva să mai zic în afară de, haideți să vedem cum arată ecranul de claim, pentru că e singurul ecran care mai contează acum. Da, este foarte frumos, pot să vă confirm. Și are și o M4 care nu este cea mai strălucită pentru statistici, dar merge. Și uite așa, s-a făcut o listă completă și aici și acum putem spune că am terminat și pentru episodul de astăzi cu distracția, pentru că am făcut și asta, am făcut și... Hamă, totuși vreau să văd dacă... Hai să zicem, poate... Nu te cred, uite-te și te-o băga și aici MP-ul. Bă, dar cât de nesimțiți, bă, nu, deci chiar nu pot să înțeleg de ce mai vor să mai profite, dacă tot l-au băgat și acolo și acolo. În fine, hai să continuăm și dăm și back pe ăsta și dăm doar primul spin. Să vedem dacă din primul spin are de gând să pice ceva foarte interesant pe lângă modul de a... Da, nu mai contează. Asta este, ce a fost, a fost, trece mai departe și am văzut că a picat, pe ce a picat? Pe ăsta parcă, nu, pe ăsta. Mamă, dar va trebui și aici să ne ocupăm, pentru că văd că sunt tichete care expiră și... Ar cam fi păcat, pentru că aici sunt multe tichete care o să expire. Da, știi ceva, cred că o să existe și un al treilea episod pe lângă cel care o să urmeze cu, pe eventul cu carnavalul, pentru că... Ar fi păcat să fie de vreo multe minute și ăla. Minute sau nu, ideea este că pentru astăzi ajunge și când o să se întâmple restul de evenimente și acțiuni o să se întâmple, așadar pentru moment stop. Așa că de final vreau doar să spun că mă bucur că s-a ajuns și aici, adică că am reușit și acest episod să îl filmez și că spun prea multe căuri. Ideea este... Că, da. Imediat după apariția acestui episod o să fac tot posibilul să apară și restul și după aia să fim la zi cu totul cum trebuie și nu doar să fie din vorbe și după o săptămână să apară episodul sau... știți voi. Așadar, o să ne oprim aici și vă mulțumesc pentru vizionare în cazul în care ați ajuns până în acest moment când m-auziți că vorbesc și sunt convins că nu ați adormit sau ceva. Pentru că dacă ați adormit, nu ați putea să mă auziți când spun că v-aș invita, dacă ați ajuns până aici și se întâmplă, să nu apăsați pe acel buton de like, să-l apăsați chiar acum pentru că nu dormiți, asta e motiv. Și dacă tot sunteți aici și chiar nu dormiți, v-aș invita și să vă abonați în cazul în care se întâmplă să nu fiți abonați și să nu dormiți. Și nu în ultimul rând, nu uitați să le dați un share prietenilor voștri care se roagă Free Fire și că n-au auzit de mine. Iar noi ne vedem data viitoare cu orice alte aventuri pe lângă carnavalul să mai apară, pentru că... Nu știu, sunt chiar șocat să văd criminalul ăsta cum o să apară pe lângă restul câte au fost până acum și pe lângă tot ce a apărut. Însă până atunci este ceva ce nu cunoaștem, deci toate cele bune și pa, pa!